Sfântului 18 furnizori și traderi de energie și gaze sunt investigați de ANRE pentru că ar fi manipulat piețele, asta după ce în ultimul an Autoritatea de Reglementare în Energie a amendat 24 de firme cu 11 milioane de lei în total pentru același tip de probleme. Cristina Zbârn știe mai multe. Cristina. Bun găsit, potrivit unui comunicat al Autorității de Reglementare în Energie, în perioada 2021-2022 s-au finalizat 28 de investigații în sectorul energiei electrice și al gazelor naturale. În urma acestor investigații, ANRE a aplicat 24 de amenzi către companii din aceste piețe. Valoarea totală a acestor amenzi undeva la 11,1 milioane de lei. Sancțiunile au fost aplicate pentru că aceștia ar fi manipulat piața energiei angro, piața angro de energie și gaze naturale, ca urmare a tranzacțiilor efectuate pe platformele Opcom. Anul acesta ANRE are în curs de desfășurare 18 investigații. Suspiciunile, într-adevăr, sunt de manipulare a pieței. Sunt vizați atât furnizori cât și traderi. Dintre cei 18, 13 sunt în sectorul energiei electrice și 5 în sectorul gazelor naturale. Mulțumim.